Hai noroc! Bă, în studenție e super șmecher, dar uneori mai dai și de unele persoane de strică cheful de viață. Mai exact sunt ființele alea de au fost ținute în les acasă de părinți și cum au prins puțină libertate la facultate, li se urcă lumea la cap. În fine, eram într-o seară și căutam un loc de parcare în fața căminului. Bă, și nu știu cum naiba se face, că fix atunci când vrei să parchezi, toate locurile sunt full. Și cum mă uitam eu într-una disperat să găsesc un loc, văd o bicicletă ce stătea pe un întreg loc de parcare. Zic, bă, cum naiba mă să-ți lași bicicleta pe un întreg loc? Așa că mă cobor eu din mașină, mă uit la bicicletă, nu avea nici antifurt, nici nimic, era de dimensiune mică, am zis, bă, poate au fost ceva copii pe aici și s-au jucat, au uitat-o, ce știu eu. Cu toate astea am luat bicicleta de pe locul de parcare și am mutat-o lungă un gard. Zi și făcut, hop înapoi în mașină și am aterizat pe locul ăla. Eu pur și simplu eram fericit că am avut unde să parchez până la urmă. Urc și eu în cameră, dau și mă bag direct la un LOL, că na, în timpul săptămânii mai rar cu petrecerile și mai pierdem și noi timpul prin alte mijloace. Nici bine nu intru în rank că bate cineva la ușă. Bă, Mariuse, vezi că bate cineva la ușă, mă. Răspunde tu, dipule, cam o lene în mine, vai mamă. N-am cum, mă, sunt în rank, nu răspund niciodată. E, lasă să bată în continuare atunci. Bă, și timp de 10 secunde așa, tot ne bătea insistent cineva la ușă. Bă, Mariuse, du-te, mă, să vezi cine e, că ne caută, nu vezi că nu pleacă? Da, mă, bine. Se duce Marius al meu să vadă cine e. Eu între timp eram concentrat pe meciul meu de LOL. Bă, alo, cine a parcat, mă, cazanul ăla pe locul meu? Ce cazan, mă? Am eu cazan? Da, mă, de la camera voastră, așa am auzit. A, cazan? Dipule, e pentru tine, mă. Ce vrei, mă? Lasă-mă că sunt în rank. Vrea să vorbească cu tine ceva de mașină. Pa, imediat stai așa. Mă duc eu așa la ușă și nimic. Bă, ia-l-o, aici jos. Bă, și când mă uit în jos, văd un pitic de un metru și puțin. Bine că m-a atenționat să mă uit în jos, că altfel călcam pe el. Era un tip de-asta cu probleme de înălțime. După față așa arăta de vreo 20 de ani, dar după corp am crezut că e moluscă. Nu-l mai văzusem până atunci prin cămin. Hai noroc. Da, mă, zi repede că sunt în rank. Lasă tu rankul ăla sau ce faci tu acolo. Tu nu te uiți, mă, unde parchezi? Bă, eu cred că mă confunzi. Eu am parcat bine. Hai, lasă-mă că pierd rankul. Nu te confund, bă, agaricile. Pua, deja mă luase cu călduri. Bă, pichinezule, pe cine faci tu, mă, agarici? Pe tine, mă. Nu ai văzut că aveam bicicleta pusă pe locul de parcare? De ce ai mutat-o? Bă, tu chiar ești prost? Ocupi un loc de parcare pentru o bicicletă? Ți-am pus-o lângă gard, naiba. Zi mersi că ai mai găsit-o. E, dragi, ești mecheră? Bă, n-am chef să mă cer. Pleacă, dracu, cu trotineta ta și lasă-mă. Și cum dădeam eu să plec, îl aud. Da? Lasă că te rezolv eu. Acum dau un telefon. Bă, dipule, ia vezi, mă, că sună ăsta pe nu știu cine. Pe cine dracu să sune, mă? Pe albă ca zăpada, că și-a pierdut piticul. Ce ai zis, mă? Bă, pichinezule, lasă-mă, naiba, te-ai haladit pe mine. Că dacă îți bag un picior, te îngroapă ăștia într-o cutie de pantofi. Lasă-mă, ce nu înțelegi? Bă, tu știi cine sunt eu? Dar nici nu mă interesează. Nu vezi că ești cât o sticlă de bere? Să mor de nu ești cel mai urât copil din clanul mătii. Lasă-mă, naiba, ce nu înțelegi? Bă, ia hai să ieșim afară, mă, dacă ești tare în gură. Da, mă, hai afară. Îți aduc și premergătorul sau ceva? Ai învățat și să mergi? Da? Lasă că nu rămâne așa. Hai să vezi ce mă ții tu minte pe mine. Da, mă, stai tu liniștit, du-te-n treaba ta. Și am închis ușa după mine. Săracul Marius nici nu-i venea să creadă că ăla face atâta gură că i-a mutat o bicicletă de pe locul de parcare, care, apropo, nici n-avea ce să caute acolo. În fine, a doua zi de dimineață, mă pregătesc eu alea să merg la facultate și când cobor la mașină, opa, unde dracu e oglinda? Da, mă, cineva îmi rupsese oglinda de la mașină. Pa, ăsta e piticul porno. Vezi ce bătaie îi trag. Cu toate astea, am mers așa fără oglindă la facultate. Eram și în întârziere. Las că merge și așa. Doar că atunci când m-am întors înapoi la cămin, deja fierbea sângele în mine de nervi. Când dau să caut loc de parcare, iar văd bicicleta lui ăla acolo. A, da? Lasă că ți arăt eu ce e aia, băieție. Și îmi vine o idee. Îi dau să-l sun pe Marius. Alo, bă, Mariuse, tu mai ai, mă, camera aia de bord? Da, mă, de ce? Păi pichinezul ăla de ieri cu bicicleta mi-a furat oglinda, mă. Și vreau să montez și mie camera ta, să o am pe mașină 2-3 zile. Bă, dar de unde știi că el ți-a furat oglinda? Păi, dar cine naiba stătea să fure oglinzi după orablă? Sunt atâtea BMW-uri în parcare și ăla s-a gândit să fure de la cazanul meu? E clar că e piticul ăla. Plus de asta, doar la oglinda ajungea. Da, mă, hai, cobor imediat și ți-o montez eu. Bă, zis și făcut. Coboară ăsta, montează camera, toate bune și frumoase. Acum chiar mă rugam să vină ăla să-mi ia cealaltă oglindă. Direct la administrație mă duceam și papa cămin. În fine, ca răzbunare, așa ca să pot și o să dorm bine la noapte, mi-a venit o altă idee. A, și să nu vă gândiți aici la furt sau ceva, pentru că eu sunt un om cu caracter și principii fixe. Să zicem, împrumutat pe termen nedeterminat. Și cu o mișcare de gazelă, îi iau bicicleta lui ăla și o bag în portbagaj. Bă, dip, poate se duce ăla la administrație, mă. Să se ducă. Ce? El nu mi-a luat mie oglinda? Ba da, mă, dar acum poate să-ți fac altceva la mașină. Păi și eu asta aștept, bă, să apară pe filmare. Bă, și urcăm noi în cameră, nu trec 30 de minute și ne bate cineva la ușă. Mariuse, răspunde tu că eu sunt în rank. Bă, nu mă bag. Sigur e ăla cu bicicleta. Bine, mă, hai că mă duc eu. Și când deschid eu
ușa, îl văd pe prost. Bă, unde mi-e bicicleta? Pe unde naiba să știu eu? Poate ți-a luat-o vreunul de clasa 4-a să fac o schemă cu ea. Da? Las că vezi tu. Și o plin de nervi, nu-i mai zic nimic. Închid ușa și las să vorbească singur. Și exact așa cum am plănuit, a doua zi îmi lipsea și cealaltă oglindă. Fa, dar ce bucuros eram. Gata, fraiere, te-am rezolvat. Direct la administrație mă duc. Doar că fericirea n-a durat mult până când am ajuns în cameră și am băgat filmarea pe laptop. Bă, eu am uitat un lucru. Că ăsta avea un metru și o flegmă și pe filmare se vedea doar o șapcă cum trece pe lângă mașină și rupe oglinda. Efectiv, ăsta nu se vedea de botul mașinii. Tu-s Dumnezeii mătii de scurt și am făcut ce-ar fi făcut orice alt om normal la cap, sau nu. Am întrebat prin cămin în ce cameră stă rigla asta de om și într-un final am dat de camera lui. Bat eu la ușă și răspunde fix pichinezul ăsta. Bă, firaia al naibii, iar mi-ai rupt oglinda. Bă, dar bicicleta mea unde e? La Măta Marea, unde să fie? Și uite așa ne-am luat noi la bătaie acolo. După ce ne-am tăvălit puțin și da, tăvălit pentru că nu mă așteptam ca piticul să mă tragă de picioare și să mă pună jos. Niciodată să nu subestimezi un pitic. Sunt mici și ai drac. Vă dați seama că s-a făcut destul de multă hărmălaie pe palier acolo. Și a ieșit lumea din camere. După scurt timp a venit și gardianul. Bă, ce faceți mă aici? A sărit la bătaie șeful. Bă, Dip, ce-i cu tine? Tu erai liniștit. Da, mă știam bine cu ăsta și stăteam la țigară cu el aproape în fiecare dimineață. Păi dacă mi-a furat oglinzile la mașină, dar și el mi-a furat mie bicicleta. N-am luat eu nicio bicicletă, ești tâmpit? Dar ia stai așa, eu nu te știu pe tine. Păi e prea mic, nici n-ai cum să-l vezi. Bă, Dip, termină. Ia zi, domnul, cum te cheamă pe tine? Zi, mă, prostule, cum te cheamă, ai emoții, ce naiba? Și se trezește un coleg din camera lui să zică. Ăsta nu stă în cămin. Și-a cumpărat locul de la unul de s-a mutat în chirie. Opa, ce zici, mă, opăritule? După ce că stai pe nașpa aici, mai vrei și loc de parcare, hă? Dip, ia taci. Haideți amândoi cu mine. Și uite așa ne-a dus gardianul la administrator. Deci, de ce v-ați bătut? Păi ăsta mi-a furat bici. Bă, ia taci. Piticul ăsta mi-a furat oglinzile de la mașină. Dip, vorbește frumos. Eu te știam de băiat liniștit. De ce i-ai furat oglinzile de la mașină? Vă zic eu, s-a supărat că i-a mutat bicicleta că voiam să parchez mașina. Păi și ce e așa greșit în asta? Păi eu nu știu, el să vă zică. Dar el mi-a furat bicicleta. Așa ai făcut, Dip? Păi da, după ce mi-a furat el prima oglinda. Și nu e furată, e confiscată. Și în plus, ce loc de parcare să ai tu, mă, dacă tu nu stai în cămin? Cum adică nu stă în cămin? Păi vă zic eu, și-a luat locul de la unul de aprins cămin aici și s-a mutat în chirie după. Ăsta nici nu cred că e la facultate. Aha, nu știu cum faceți, nu mă interesează. Tu ți iei lucrurile și zburi din cămin fix acum. Și cu oglinda și cu bicicleta și cu astea, vă rezolvați voi între voi. Gata, problemă rezolvată. Vezi, mă, retardatule, dacă faci gură pentru un loc de parcare, măcar dacă aveai mașină mai înțelegeam. Dar bicicleta puteai să o ții și în cameră și nu te prindea nici dracu că stai pe nașpa aici. Da, mă, bine. Măcar dăm bicicleta înapoi. Bă, eu ți-o dau, dar îmi dai și tu mie oglinzile. Da, mă, mă duc să-mi strâng lucrurile și ne vedem afară ca să facem schimb. Și aștept eu cu Marius aproape o oră pe afară, coboară piticul cu plasele de rafie, erau aproape cât el. Uite, mă, oglinzile. Eu mă duc la portbagaj, i-am dat bicicleta, gata, afacere încheiată în sfârșit. Pichinezul se urcă pe motosapa lui și îi dă pedală. Bă, Dip, mie mi se face milă de el, mă, când văd că l-au dat afară din cămin. Oricum, sunt mulți care stau pe nașpa aici. Lasă-mă, stai să vezi ce milă o să-ți fie când își dă el seama că i-am tăiat frânele. Bă, și asta a fost povestea despre scandalul și bătaia pentru un loc de parcare. Bagă și tu abonare și un like. Mă ajută să mai intru și eu pe la recomandate ale. Ce să mai zic? Eu am fost Dip, mulțumesc de vizionare, ne vedem duminica viitoare cu o nouă poveste și acum hai să băgăm comentariile săptămânii. Baftă!